mă duc până la baie. O vrei să te bați? Stai jos, mă. Nu că eu... Te împuși, mă. Stai jos. Da. Dar eu pot să fac câțiva pași așa în apropiere, că m-a luat de la lingurică. Chiar mă arde, mă... Bă! Gata, mi-a trecut. Nu mai e. Și mai dorește cineva ceva? Scuze, mă gândeam să mai improvizez, să mai... Bă, gata, gata, ciocu mic. Salut, băieți! Hai, salut! Salut! Băi, scuze, nu vă dădusem asigurările pentru mașină, mă. Așa, când s-a... Vă prindea poliția, vă dădea amendă. Ha, dacă ne prindea... Da, uite. Asigurările, a? Da. 2 de fiecare. Păi da. Și semnăm acum sau mai... Față verso. Semnăm acum, da. Așa, dacă să nu mai... Hai să luăm. Poliția nu mișcă nimeni! Stai cu minte, domnul Pantelimon. Pantera neagră, mâna dreaptă a lui Marius Contachinte, încântat de cunoștință. Păulescu, locotenent Păulescu. Bobiță, cârciumarul de aceea. Hai, luați-i. A? Frumos, aventură. Mie chiar mi-a plăcut, Să nu uitați să-mi dați cheile și banii. Sunt probe. Hai. Da, eu vă dau bani, dar să știți că am intrat-le. Da, vi dau. Bobiță, dă-mă și mie. Uite-mă de aia, Bobiță, mă bași tu pe mine în de-asta. E tot. Și acum ne bag la pușcărie? Păi eu nu promit nimic, dar trebuie să treceți prin tribunal. Sunteți martori. Putem să punem o vorbă bună, să munciți în folosul comunității. Nu promit nimic, câteva luni. Eu mă bag, dacă e și plătit, e la fix, că eu de mult căutam un loc de muncă. Zi, mă, nu... Da, chiar azi mi-a zis, bă, tu și de când caut eu un loc să mă angajez? Atâta prostie la un loc n-am văzut în viața mea. Eu nu înțeleg cum trăiesc cu oamenii ăștia, mă. Nu înțeleg cum de nu-și bagă degetele în ochi. Da, aici e bine, să vii să stai 2 zile la soacra mea, de acolo de unde e nevastă mea. Din minut în minut îți faci cruce. Dar cel mai bine e să stai cu socrul meu la un șpriț. Deci ăla e monstru sacru, numai cremă de pantofi are în cap. Băi, ați văzut Man in Black? Ce-a făcut? N-am... Ăla pe extraterestri filmul, l-am văzut? Da, și eu l-am văzut. Sper că nu-i nevoie să vă mai zic. N-ați văzut, n-ați auzit nimic. Pii. Altfel uit de munca în folosul comunității și o să vă usture mai tare. Gata, am șters. Pua. Hai, aveți grijă de voi. De data asta ați avut noroc. Mare noroc. Vezi că o să trimit pe cineva să ia mașinile. Da. Uite unde era roata aia de rezervă, mă, că eu tot n-am înțeles. Dar chiar, bă, că nu ne-a zis. Unde fi, mă, în calculatorul de bord? Dar sunați-l pe ăla, mă, de ce nu sunați pe ăla, mă, să vă zică? Dar chiar, bă, sună-l, mă, acum. Păi, na, acum, mă, că l-au luat băieții ăia cu mască, na, nu e ocupat. Păi, când eu da drumul atunci, mă. Cel mai bine așa, da. Atunci ne ce sigur. Da, mă. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.